Bună, Mihai! Bună! Cum te simți? Mă simt super mișto. Cum se simte atmosfera X-Factor? Bă, e ceva de nedescris. E o atmosferă foarte mișto. Sunt foarte mulți oameni care sunt super prietenoși și nu te aștepți la asta de la toți oamenii, dar e super, super mișto. Ce părere ai despre reacția juriului de până acum? A fost pe bune? Reacția juriului a fost cea mai pe bune. Nu m-am așteptat o secundă să fie așa realiști și să spună totul super pe față. Adică au spus fiecare chestie exact cum mi-am imaginat că o să fie, exact fiecare chestie greșită și corectă. Cât de diferit se simte X-Factor de pe scenă față de acasă la televizor? Acasă este cu totul altă poveste. Privim cu familiile la televizor și nu are nicio legătură cu toată emoția pe care o trăiești aici și practic aici trăiești totul pe bune. Spune pe bune, cât de tare ți-a plăcut trăirea din show? E greu de spus despre trăirea din show. Sunt niște emoții de nedescris pe bune. E super complicat, n-ai explicat prin cuvinte despre ce poți să simți aici, pentru că sunt niște chestii pe care nu le simți zi de zi și nici nu cred că o să le simți dacă faci probabil parașutism sau habar n-am. Care jurat spune cel mai pe bune? Cel mai pe bune, cred că Florin Ristei și Ștefan Bănică, nu poți să nu-i pe amândoi. Este stat de real și de sincer amândoi și spun pe față totul pe bune.